Am observat, domnule prim-ministru, că ați criticat în această primă lună de guvernare, în special miniștrii liberali. Despre Eugen Nicolaescu, despre Maria Grapini, Varujan Vosganian a spus fie că trebuiau să explice mai bine unele măsuri, fie le-ați arătat ușa. Cum ați notat activitatea miniștrilor PNL în această primă lună de guvernare? Aș nota-o exact la fel ca activitatea miniștrilor PSD. Nu am făcut și aici îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră că am criticat, de exemplu, pe domnul Nicolescu, mi-aduc aminte că l-am apărat când îl critica toată lumea. Pentru mine nu există miniștri PNL sau PSD, există miniștri ai Guvernului României, nu-i critic în public, îi critic în ședința de guvern sau în privat. Și dacă am vreo nemulțumire gravă față de unul dintre miniștri, indiferent de la ce partid este, acesta va pleca din guvern. Aveți o astfel de nemulțumire gravă? Până acum nu. Dacă aș fi avut, ar fi plecat. Am văzut cel puțin un ministru din guvernul dumneavoastră manifestându-se foarte nemulțumit de CNADR și un alt lider important al PSD, domnul Oprișan, criticându-l pe domnul Șova, de pildă, că nu răspunde la telefon. Dumneavoastră sunteți mulțumit de felul în care CNADR a gestionat problema? Nu sunt mulțumit, dovadă că astăzi voi avea o întâlnire cu conducerea CNADR și voi lua decizii. Dar domnul Șova unde e? Domnul Șova este și dânsul aici, va veni alături de mine, dar deciziile mi-aparțin mie până la urmă. Dar domnul Șova nu are nicio răspundere, pentru că vă întreb asta pentru că văd oamenii dumneavoastră ai PSD-ului criticându-l. Hey, mă bucur că dumneavoastră apreciați intervențiile domnului Oprișan, nu știam că le apreciați întotdeauna. Domnul Dragnea. Domnul Dragnea a avut dreptate astăzi. În ce domnul sens? Oprișan nu. În ce sens a avut domnul Dragnea în dreptate? În sensul în care de câteva zile, de când toate acțiunile coordonate de domnul Dragnea privind pregătirea pentru intemperii se desfășoară, zona care încă nu a răspuns suficient este cea de la CNADNR. Cine și cum va plăti de acolo, dacă va plăti inclusiv cineva? Inclusiv directorul general. Adică îl veți... Îl voi schimba din funcție dacă în baza ceea ce mi se prezintă în aceste zile rezultă că e o deficiență gravă. Și înțeleg că ministrul Șova nu are o răspundere în problema asta. Nu, pentru că domnia sa se ocupă de mari proiecte, nu se ocupă de dezăperiziri. L-am mai văzut și cu poleiul, și cu nisipul, și cu sarea. Foarte bine, trebuie să nu se mai ocupe de sare și de polei. El are de ocupat de mari proiecte și am spus lucrul acesta. Trecem mai departe la discuția despre relațiile din interiorul USL. La europarlamentare, domnule Ponta, veți merge separat, PSD și PNL, vreau să spun, sau va candida USL la fel ca la parlamentar? Nu știu în acest moment care este soluția posibilă, deoarece știu sigur că după alegerile europarlamentare noi vom merge în grupul social-democrat, iar liberalii la ALDE. Și atunci, nu știu exact, discutând și cu... Asta e o decizie pe care o iau după ce discut cu colegii mei din Partidul Socialiștilor Europeni și după ce o stabilim împreună. Opțiunea dumneavoastră, înclinați spre ce soluție? Să mergeți împreună sau separat? Mai degrabă, dacă n-ar fi un impediment la nivel european, aș prefera să mergem împreună. Dar dacă este un impediment prin faptul că în Parlamentul European grupurile sunt clar delimitate, nu exclu nici varianta să candidăm separat, fără însă a considera că în acest fel se periclitează în vreun fel alianța din România. Cred că e valabil, de exemplu, popularii germani și liberalii germani, care asigură guvernarea doamnei cancelar Merkel. Din câte știu eu, la alegerile europarlamentare merg separat pentru că merg în grupuri separate. Și mai sunt și alte situații de guverne de coaliție în Europa. Cum apreciați unele inițiative criticate, lansate de liberali înaintea raportului de țară, enumăr amendamentul adus la statutul parlamentarilor prin care era afectată capacitatea ANI, propunerile lui Sorin Roșca-Stănescu referitoare la amnistii, declarațiile făcute de Gigi Becali, parlamentar, referitoare la desființarea ANI și așa mai departe? Fiecare parlamentar are voie și nu trebuie să-l cenzurez eu ce opinii și ce inițiative are. Chiar dacă e din majoritatea care susține guvernul și prin acțiunile
lor riscă să afecteze raportul de țară? Aici nu, deja nu cred. Eu cred că raportul de țară e o chestie foarte serioasă, care nu poate fi afectată de declarația unui parlamentar sau altuia. Poate fi afectată de decizia politică luată de Parlament. Și după cum dumneavoastră știți și ați și remarcat într-un material de pe Hot News, acele propuneri care riscau să afecteze buna funcționare a ANI, de exemplu, n-au fost adoptate de Parlament și mă bucur de acest lucru. Asta a fost discuția pe care am avut-o și eu cu liderii politici din Parlament. Așa încât, și repet, fiecare parlamentar de oriunde e independent și responsabil, dar ceea ce poate să afecteze sau poate să arate în bine, că se întâmplă și lucrul ăsta, este decizia politică. Iar decizia politică și la Parlament, la guvern cu atât mai mult, a fost foarte clară. Va chiar, după cum probabil o să aflați foarte curând, ANI va primi niște atribuții sporite în ceea ce privește combaterea conflictului de interese la fonduri europene. Mai exact, puteți detalia puțin despre ce atribuții sporite. Este o inițiativă comună a ANRMAP, Ministerul Fondurilor Europene și ANI, care va fi prezentată probabil chiar săptămâna viitoare în guvern, prin care controlul ex ante, controlul dinainte de a se atribui un anumit proiect pe fonduri europene, controlul de conflict de interese, va fi făcut de către ANI printr-o bază de date și un sistem pe care îl agrem cu Comisia Europeană. Vorbeați, domnule prim-ministru, despre deciziile majorității care pot afecta raportul de țară. Am aflat de la șeful statului în ieșirea publică despre faptul că v-a informat în legătură cu raportul MCV. Corect. Și în legătură cu faptul că acolo una din probleme e generată de refuzul Parlamentului de a accepta cererile procurorului în cele trei cazuri de parlamentar, cereri diferite de percheziție, de arestare, de urmărire penală. E corect. Veți repune în discuție cele trei cazuri? Nu știu dacă din punct de vedere procedural se poate face lucrul ăsta. Cred că trebuie o nouă cerere a procurorului șef DNA. Dar cum le veți rezolva? Asta e întrebarea, că dacă e o problemă, presupun că ea se cere rezolvată. Da, dar n-aș vrea să spun eu ca prim-ministru că pot să rezolv toate problemele la Parlament, pentru că nici n-ar fi adevărat, chiar nu pot. Dar sunteți liderul unui partid? Da. Și în calitate de lider de partid, atunci când a fost vorba despre un deputat al PSD, domnul Stan, eu am votat pentru ridicarea imunității, asta a fost solicitarea politică și în momentul în care nu a trecut acea cerere, știți că domnul Stan nu mai face parte din PSD. Asta pot să fac ca lider al PSD. În rest, Parlamentul, nu cred că primul ministru poate să dea ordine Parlamentului, pot să-mi exprim o poziție publică și mi-am exprimat-o foarte clar la momentul la care nu doar am declarat, dar am și votat pentru ridicarea imunității. Deci în cele trei cazuri să înțeleg că lucrurile rămân așa? În cele trei cazuri trebuie să discutați cu cei doi președinți ai camerelor, pentru că nu ține de primul ministru procedura de urmat. Dar vreau să spun încă o dată, și vă rog să nu o luați ca o critică, că uneori pleacă și de aici aceste informații. Cred că e foarte greșit pentru noi ca țară, dincolo de bătălia politică, să transmitem către alte țări informații false că în România parlamentarii nu pot fi anchetați. Știți, faimosul comentariu a apărut de la cineva de aici, ci că la Reuters, că în România nu mai pot fi anchetați parlamentarii. Sunt anchetați, sunt trimiși în judecată, sunt condamnați. Singurul lucru care rămâne, conform Constituției și conform, de fapt, sistemelor din toate țările europene, nu pot fi arestați fără acordul camerei sau percheziționați. E bine să, dincolo de bătălia politică internă, să nu aruncăm lucruri care sunt evident neadevărate. Dar domnul Dobre poate fi cercetat, urmărit penal în clipa asta? Domnul Victor Paul Dobre poate fi în clipa asta este urmărit decizia penal? Curții Constituționale referitoare la ministrii. La ministri, la responsabilitatea ministerială. La domnul Stan poate fi cercetat, da, este penal cercetat în clipa asta, da, în absența unei percheziții care ar putea aduce elemente importante într-o anchetă. Eu sunt convins că procurorii DNA au probe și, sigur, dacă au, îl vor trimite în judecată. Păi poate probele sunt acolo, la percheziție. Am fost procuror mult timp. Dacă mă bazez doar pe probele din casa unui deputat, înseamnă că n-am probe. Dar eu nu cred că e cazul aici. Dacă tot vorbim despre cazuri penale, o paranteză scurtă. Sunteți de acord cu inițiativa lansată de un deputat liberal,
care zice că are două proiecte de amnistie cu argumentul că pușcăriile sunt cam pline. Argumentul e valid, e corect. Soluția nu e bună. De ce nu e bună? Pentru că amnistiile sunt lucruri mult mai complicate, țin de politica penală, de semnalul pe care îl dai societății și eu cred că în acest moment nu este cazul să dai un semnal că cei care au comis fapte penale sunt condamnați, pot fi iertați. Amnistiile țin mai degrabă de perioade politice, de... Eu nu văd în acest moment, nu cred că asta este soluția, mă opun idei. Deci PSD nu va susține un astfel de proiect, înțeleg că sunteți... Cred că răspunsul e corect, da, PSD nu va susține. Nu știu nici dacă PNL-ul va susține, repet, până la urmă, fiecare deputat și senator e destul de independent. Altă sancțiune decât la un moment dat, cum a fost cu domnul Stan, să-l scoți din partid, conform Constituției, nu-și poate pierde mandatul. Ultima chestiune, pe tema relațiilor din interiorul USL, presa scrie despre nemulțumirile unor liberali la constituirea bugetului, la măsurile fiscale anunțate, concret, n-a scăzut CAS-ul la angajator, o promisiune de campanie, o măsură susținută de liberal. Și eu sunt nemulțumit de asta. Păi de ce nu l-a scăzut? Pentru că n-am putut acum. Pentru că... Din toate informațiile noastre, cei de la FMI ar fi acceptat în acest... Nu, asta e o informație falsă. Și puteți să întrebați pe domnul Chițoiu, care a participat liberal, viceprim-ministru, care a coordonat toate negocierile cu cei de la FMI. Sigur, în final, am avut și eu discuția și o să am în continuare discuția finală, dar negocierile au fost coordonate de către domnul Chițoiu. Deci, spuneți așa, cei de la FMI nu ar fi acceptat măsura asta. Nu, decât în măsura în care... Deci nu ar fi acceptat. Nu ar fi acceptat-o decât în măsura în care impactul negativ asupra bugetului, banii pe care îi pierdem la buget, i-am fi acoperit din alte surse. Ori în acest moment asta însemna o creștere de taxă. Dar măcar le-ați propus-o, măsura scăderii CAS-ului și ei acum, au spus, pentru așa buget, cum ne-ați propus-o în forma asta, pentru nu bugetul suntem de acord. Pe 2013, nu am propus-o.